Din seria lucrurilor pe care le vedem pe litoralul românesc face parte și un clip video ajuns viral pe rețelele de socializare. Acesta îl surprinde pe un bărbat care se epilează cu un bic pe o plajă din Costinești. Conform mesajul.ro, și nu doar că se epilează, dar își curăță bigul în apa mării, pe care mai apoi îl aruncă în mare, conform celor care au realizat filmarea. Bineînțeles că nu au lipsit comentariile cu pricina. Minunea de la Costinești, am intrat chel în apă și am ieșit cu păr în cap. Așa se întâmplă când te întâlnești cu apa doar vara. Și nevastă mea vrea la mare la noi în țară, i-am zis că dacă vrea, o las pe ea aici și eu plec în Grecia. Nu cred, și eu care mă duceam cu șampon. Frumos, plec de acasă întreg și vin fără un picior din cauza bărbatului. Când te gândești că nu știam de unde am păr în gură. În urmă cu o săptămână scriam despre cazul copiilor rom din Sibiu care nu au fost lăsați să intre în singurul ștrand din oraș, pentru că în urma lor ar fi rămas în piscină muștar de la mici și săpun, relatează mesajul.ro.